O nouă ședință în dosarul bașcanului Găgăuziei Evgenia Guțul și al activistei Svetlana Popan, acuzate de complicitate la finanțarea ilegală a partidului interzis Șor. De această dată au fost audiați doi martori care, potrivit Evgeniei Guțul, nu au nicio legătură cu dosarul sau cu persoanele care figurează în el. După cum a declarat bașcanul, la finalul ședinței de judecată au fost audiați doi jurnaliști de la ziarul de gardă, care au vorbit despre o investigație pe care au realizat-o încă în anul 2022. Martorii pe care nici eu, nici colega mea nu-i cunoaștem, dar nici ei nu ne cunosc, sunt jurnaliști de la ziarul de gardă, finanțat din ONG-uri occidentale și au decis să fie martori, care chiar în momentul în care depuneau mărturii, a fost evident că nu au nicio legătură și nu au spus nimic concret referitor la învinuirile care mi se aduc mie și Svetlanei Popan. O nouă ședință de judecată, care nu este decât farsă și clounadă din partea procurorului. Am pierdut 3 ore timp în care aș fi putut să fac ceva pentru binele locuitorilor noștri. И 3 часа, практически 3 часа потраченного времени, хотя я могла бы это потратить на благо наших жителей. Despre faptul că în cadrul ședinței s-a discutat despre evenimente care au avut loc mai de mult, a confirmat și unul dintre jurnaliștii audiați în calitate de martori. Da, în septembrie 2022 am participat ca jurnalist sub acoperire la un protest organizat de fostul partid Șor. Acolo am văzut cum oamenii erau aduși organizat la proteste. Atât Evgenia Guțul cât și Svetlana Popan resping categoric acuzațiile și califică dosarul împotriva lor ca fiind unul politic. Nu trebuie judecătorii sau procurorul să ia decizii în raport cu oamenii vinovați, în timp ce în guvernul nostru sunt oameni care lucrează împotriva legii și împotriva poporului. Mai mulți susținători au venit în fața clădirii judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în semn de solidaritate și susținere pentru Evgenia Guțul și Svetlana Popan. Amintim că ședința anterioară, care era fixată pentru data de 20 septembrie, s-a amânat. Atunci, în fața sediului instanței, a fost organizat un protest al susținătorilor bașcanului împreună cu reprezentanții blocului Victorie, care au declarat că atât Evgenia Guțul cât și Svetlana Popan sunt acuzate pe nedrept. Oamenii aveau la ei pancarte pe care scria cu Sandu Moldova este în declin, cu Guțul Găgăuzia înflorește, Sandu mâinile jos de pe opoziție și Sandu la judecată, Guțul și Popan la libertate. Amintim că bașcanul Evgenia Guțul și Svetlana Popan sunt acuzate de implicare în finanțarea ilegală a unui partid politic. Acestea se declară nevinovate.